Acerca de una asombrosa y nueva aplicación, infocons.org. Et voilà. En même pas une seconde, j'obtiens toutes les informations sur le truc. Și despre aplicația gratuită Infocons, descarc-o acum. Este gratuită. Să vedem cum funcționează noua aplicație Infocons, pe care vă recomand să o downloadați și voi. Asociației Infocons, cea care a lansat pe piața europeană o aplicație mai mult decât utilă fiecăruia dintre consumatori, indiferent de naționalitatea acestuia și indiferent de nevoile acestuia. Este cea mai tare aplicație care vă ajută să aflați ceea ce puneți pe voi sau în voi și care vă va ajuta să vă luați sănătatea în propriile mâini. Vă ajută și în domeniul produselor și agroalimentare din perspectiva lor ca ingrediente. Și aceste ingrediente îl ajută pe un bucătar, pe un șef, să fie cu adevărat șef. Dacă vreți să scanați toate produsele din magazine, despre proteine, grăsime saturată, acești grași, carbohidrați, proteine, zahăr, descărcați aplicația care am descărcat-o și eu. Alegem un produs, de exemplu Lipton Hibiscus Tea, și o să scanez produs așa cu aplicația și uitați aici rezultate. Ceea ce ai în această aplicație e așa, în primul rând funcția SOS, care mi se pare genial. Ai toate numerele importante de instituții, sunt instituțiile care nici nu te-ai putea gândi, de exemplu protecția copilului. Intri și ai direct numărul de telefon, nu trebuie să cauți pe Google numărul de telefon. Așa că trebuie să știți ce mâncați, ce îmbrăcați, ce aparat electrocasnic vă cumpărați. E bine să fii informat. Descarcă acum, este gratuită, te ajută în 33 de limbi, atât în România, cât și oriunde în lume, în limba ta maternă. Știi că în fiecare zi aproape apare un breaking news, cumpărăm și ne comandăm mâncare acasă? Cred că tot mai mulți facem acest lucru. Știi de ce să citești eticheta? Infocons te ajută cu aplicația gratuită Infocons, scanezi codul de bare la toate produsele agroalimentare și ai toate informațiile. Aplicația gratuită și disponibilă în 33 de limbi. Infocons, pentru a fi consumatori informați. Noi am folosit aplicația Infocons, care este absolut gratuită și extrem de utilă și care vă poate ajuta și pe voi să vă implementați meniul conform cerințelor ordinului ANPC. Și astăzi o să vă arăt că aplicația Infocons merge și la Filipina. Vă recomand să vă descărcați aplicația Infocons și să scanați codul de bare. În acest fel, o să vedeți exact ce aditive alimentari, ce conținut de zahăr sau de sare are alimentul dumneavoastră. Haideți să oferim mai multă atenție produselor pe care le consumăm și să le alegem pe cele mai sănătoase. Și putem să facem asta cu ajutorul unei aplicații, care se cheamă Infocons, printr-o simplă scanare a produselor. Vă voi povesti despre o aplicație pe care de curând am descoperit-o. Ea se numește Infocons. Se poate instala gratuit pe telefonul dumneavoastră și vă spune orice despre orice cumpărați în orice colț al lumii. Aplicația este în o grămadă de limbi și e disponibilă în foarte multe țări europene. Putem să o punem și în limba română și, de exemplu, scanăm din nou în limba română și avem basically aceleași informații. Avem aditiv, avem avertisment, avem valori nutriționale, avem calculator de calorii. E o aplicație foarte utilă și cred că n-ar trebui să lipsească în niciun telefon. Descarcă gratuit aplicația Infocons. Te ajută să cumperi mai deștept, mai inteligent și mai ales te pune pe tine în centru. Descarcă aplicația și cumpără ce vrei tu, nu ce spun alții să cumperi. Fii informat, fii educat. Ia atitudine. Descarcă aplicația gratuită Infocons și te ajută pe tine, pe mine și pe noi toți să cumpărăm, să mâncăm mai deștept.
Nu te lăsa influențat. Descarcă gratuit aplicația Infocon. Așa că invit pe toți care se vor uita la podcast să descarce și aplicația gratuită Infocon, să participe la concursul pe care îl avem, fiindcă poți să câștigi 100 de lei de sărbători, să faci shopping compulsiv pentru mâncare. Application fantastic, qui est la première au monde, c'est Conso Info. Conso Info, c'est une application gratuite. Non, la seule application globale pour les consommateurs. Yes! Centrului de presă Bazilica, dar și postului național de radio din România.